Traficul la frontiera de vest a țării este în creștere după ce tot mai mulți români merg să alimenteze în Ungaria. Motorina costă acolo chiar și cu 3 lei mai puțin litrul. Potrivit Digi24, distanța de la punctul de trecere a frontierei până la prima benzinărie din Ungaria este de doar 5 km, iar la un plin și o diferență de 2-3 lei per litru, economia este una importantă. Unii șoferi spun că economisesc până la 150 de lei la fiecare plin de carburant. Prețul motorinei și benzinei este în continuare plafonat în Ungaria la 480 de forinți per litru. La un curs de 0,0123 de lei per forint înseamnă 6,33 de lei per litru de benzină și motorină. Plafonul de 480 de lei de forinți per litru a fost impus de guvernul Ungariei încă din toamna anului trecut până în 15 mai. În benzinăria din primul oraș din Ungaria, una din 5 mașini este cu numere de România. Țara noastră a înregistrat una dintre cele mai agresive creșteri ale prețului la combustibil din Uniunea Europeană. Un litru de motorină, de exemplu, costă acum cu aproape 60% mai mult față de anul trecut.